Salutare, ne aflăm în fața unui cais, probabil în anul 3-4. După cum vedeți, este format vas, dar va trebui să facem terlen verde la el. Să mergem pe mulți cepi, creștere care sunt în interiorul coroanei o să le dăm la cep, de exemplu aici, undeva la 10 cm. Continuarea șarpantei o avem aici, iar pe ea o subordonăm tot așa la un cep mai lung, undeva la 15-20 cm și cam asta ar fi o șarpantă. Cea de-a doua o putem vedea că de jos este garnisită cu viitor mugur de rod. Avem un lăstar interior, îl dăm la cep scurt, maxim 10 cm, iar aici putem să vedem continuarea și scurtăm la o mugură exterior încât să ne dea creștere în afară. Aici avem din tulpina principală, chiar nu mă ajută deloc, va trebui să-l scol la inel. Încă o creștere interioară aici la un răstar la fel nu mă ajută. Trebuie să ținem cont de forma de conducere pe care am stabilit-o încă din anul 2 sau și mai devreme. Inel, ceea ce nu ne trebuie, scoatem la inel, iar acolo unde credem că putem să obținem ceva producție pe acești lăstari interiori, îi dăm la cep. Făcând tăiere la ramura anuală, aici vom avea ramificație și se va garnisi cu muguri de rod viitori. Aici o subșarpantă o scurtăm la un mugure exterior, iar aici continuarea putem să dăm direct cu transfer și scurtare pe ramura principală și cea care conduce. Acolo am dat un cep scurt, iar aici, ca să ținem cont de nivelul pomului, o scurtare a ramurei anuale. Și cam acesta este vasul. Cam asta s-a eliminat și cam așa arată la formare. Interiorul liber și câțiva cepi interior care trebuie să ținuți sub control pe toată perioada de vegetație. Numai bine!